Bun găsit! Vorbim astăzi de un aspect foarte delicat. Este vorba de conjuncția Soare-Lună Neagră în Leu în perioada 15-23 august. Leul vorbește de sufletul nostru, conștiința noastră, zona în care vrem să fim liberi și dezinvolți și vrem, nu vrem, cam așa o să fim. Numai că, iată un aspect tensionat, Soare și Lună Neagră. Luna Neagră în Leu subliniază toate situațiile și aspectele în care avem sentimentul că nu ni se permite să fim noi înșine, că nu suntem destul de liberi, destul de în largul nostru, destul de dezinvolți, destul de naturali. Și sesizăm situațiile, întâlnirile, relațiile, contextele, activitățile, rolurile în care suntem puși, în care suntem constrânși și nu suportăm lucrul ăsta. Dacă altă dată mai facem concesii, compromisuri să fie bine, să nu fie rău sau hai să dau de la mine, de data aceasta nu suntem foarte sensibili. Și această conjuncție pune semnul exclamării pe toate aceste conjuncturi în care avem un senzor foarte fin în care sesizăm când se trece peste voința noastră, când suntem puși să facem altfel decât noi am vrea, când ni se cere, când ni se impune și suntem în stare să spargem brusc zidurile. Sunt multe situații în care trăim stânjeneli, dar ne opunem lor, adică reacționăm imediat, foarte spontan la toate aceste contexte. Căutăm libertatea cu orice preț, în iubire, în muncă, în conversații, în întâlniri, în studii. Studiem ce ne place, în felul în care ne petrecem timpul liber, cât timp liber ne luăm. Și nu prea acceptăm concesii și compromisuri, nu prea mai vrem lucrurile astea, mai ales acolo unde avem miză, adică chiar e vorba de conștiința și de sufletul nostru. Și de aici tot felul de lucruri deranjante care se pot produce, dar asta e. În primul rând însă sesizăm acele contexte care treceau așa pe lângă noi, lasă să fie bine, să nu fie rău. Și deodată foarte mulți oameni pot spune, bine, dar până acum n-ai zis nimic. Da, numai că această conjuncție soare-lună-neagră deodată ne irită, ne face foarte iritabili, foarte ușor jignibili de anumite lucruri. Pe de altă parte însă, putem sesiza situații în care noi am produs lucrurile astea altora și ne dă curajul, onestitatea, verticalitatea și demnitatea de a recunoaște lucrul ăsta. Îmi pare rău, ți-am făcut un rău, îmi pare rău, am trecut peste tine, îmi pare rău, nu mi-am dat seama, îmi pare rău că nu ți-am spus, că te-am neglijat, că nu te-am chemat și pe tine, că nu ți-am dat și ție. Deci ne dă această putere, demnitate și verticalitate, într-un fel ne eliberăm de povara de a fi făcut un lucru pe care, nerecunoscându-l, îl purtăm și după noi și îl acoperim. Și ne eliberăm deodată și de lucrurile rele pe care noi le-am făcut. Și acum să vedem pentru fiecare zodie în parte. Pentru Berbec. Pot fi situații în această perioadă 15-23 august în care simt nevoia să-și ia puterea. Dacă n-au vrut să se bage într-o anumită acțiune pentru că au considerat că ei nu vor, n-au curajul, nu e pentru ei, nu reușesc, ei bine, această conjuncție spune eliberează-te de acest nu pot. Indiferent în ce situație spui nu pot, o să vezi că o să poți. Și nu pentru că te forțești, ci pentru că ai resurse. Nu pentru că te schimonosești, ci pentru că tu ai în tine energia, voința, geniul de a face niște lucruri incredibile. Că e vorba de un proiect personal, că e vorba de muncă, că e vorba de iubire, poți spune, da, reușesc să fac asta. Să-și recunoască o greșeală, să se prezinte în fața cuiva, să treacă peste orgoliu, să treacă peste rușine, peste vinovăție și să repare ceva. De asemenea, pentru a fi alături de persoana iubită, vor putea face foarte multe lucruri, dacă își propun, vor putea face foarte multe lucruri fără să-și calce pe conștiință, ci schimbându-și atitudinea, văzând din altul lucrurile, punându-se în locul celuilalt. Pentru Tauri, este o conjuncție soare-lună-neagră care pune pe tapet relația cu părinții și relația cu cei din casă, poate cei cu care au stat cândva în casă
și unde relațiile nu s-au finalizat foarte bine sau le-a lăsat un gust amar, acum poate fi corectat. În primul rând pentru că au puterea să se uite în inima lor și să vadă dacă au greșit, să corecteze, dar să se uită mai adânc la toată situația, atunci poate au tratat-o la cald și acum au mai multă luciditate, mai multă detașare pentru a analiza o situație stânjenitoare, dar care ține strict de familie și de casă. De asemenea, e vorba și de confort și de bunuri pe care trebuie să le distribuie un pic mai corect decât au făcut-o altă dată. Și să împartă. Pentru gemeni, este o conjuncție soare-lună neagră care pune foarte mult preț pe vorbe. Opinii pe care ei și le-au format despre anumite oameni, dar și situații, și care poate au fost nedrepte sau incorrecte. Nedrepte și incorrecte din perspectivă mai mult moral-spirituală decât factuală. Poate că faptele le-au tratat corect, dar în spatele faptelor stau oamenii și sufletele lor, intențiile lor, și nu întotdeauna lucrurile ies pe cât a fost intenția de bună. Și dacă au analizat doar faptele și n-au luat în calcul sufletele și intențiile, poate că au greșit. Iar acum această conjuncție soare-lună neagră îi ajută să privească foarte atent la felul în care au judecat, felul în care au criticat, poziția pe care au luat-o, cuvintele pe care le-au spus și să corecteze foarte multe lucruri. Pentru raci, este o conjuncție soare-lună neagră în zona potențialității, posibilității, a puterii. Și au nevoie să creadă mai mult în ei. Să creadă că pot face lucruri, că pot înțelege, că pot învăța, că pot fi capabil, pot fi în stare, că au vârsta, timpul, experiența, că încă pot face lucruri. Asta îi ajută și pentru sănătatea lor, din dragoste pentru ei, să facă mai multe lucruri pentru ei, să schimbe optica de viață și să treacă peste bariere. E, la vârsta mea nu mai pot. E, în poziția mea nu. E, dacă n-am studiile alea, nu pot să fac un anumit lucru. E, aia e prea complicat. Ce o să zică lumea? Și să renunțe mai ales la teama, grija față de gura lumii sau de opinia celorlalți și să facă lucrurile conform conștiinței și sufletului lor. Pentru lei este o conjuncție soare-lună neagră care ajută foarte mulți lei, în special cei care au fost reticenți, au fost timizi, au simțit mult, dar n-au avut curajul să facă. Și le dă această conjuncție o mare putere, o onestitate de a privi în inima lor. Dacă și-au călcat pe inimă, acum să-și o onoreze. Dacă au fost prea exaltați, prea încântați, au promis că fac lucruri, s-au lăudat, acum să fie onești cu ei înșiși. În general, luna neagră pune accentul pe ce nu avem, iar în cazul leilor, acest accent pe ce nu pot și ce nu au și care i-a limitat, este spulberat, având o viziune mai profundă și mai realistă în același timp despre adevăratele lor puteri, care sunt extraordinare. În schimb, de asemenea, pot spune ce nu mai pot să facă, cu ce nu mai sunt de acord și să aibă curajul să își asume această sinceritate. Pentru fecioare, stânjeneală și stângăcie sau rușine chiar în relațiile afectuoase pot aduce la suprafață lucruri pe care le-au simțit și nu le-au spus. Și asta se întâmplă în raport cu oricine, poate peste timp, după foarte multă vreme, la niște reîntâlniri după mult timp cu anumite persoane, poți spune, știi, da, eu atunci de fapt am gândit, da, eu atunci de fapt am simțit, da, eu atunci de fapt am trăit lucrul ăsta și nu ți-am spus. Și povara acestor situații, părți din biografia lor, supărătoare, zgândăritoare, jenante, apăsătoare, pot fi în sfârșit vindecate prin mărturisire, prin explicații, prin înțelegere. Pentru balanță, este o conjuncție soare-lună neagră care le poate da putere în raport cu colectivitatea din care fac parte, cu membrii societății de care se simt mai apropiați, grupul în care își petrec timpul. Și cumva nu vor să le fie ștearsă identitatea numai pentru că fac parte din grup sau pentru că se supun gustului
comun sau liderului. Și se verticalizează, iar unele balanțe chiar se extrag dintr-un grup. Poate fi grupul prietenilor comuni cu partenerul de viață sau grupul prietenilor partenerului de viață. Și balanțele cumva spun, nu, eu nu sunt eu însă acolo. Am făcut parte, am zis că mă amestec cu ceilalți, dar de fapt eu nu sunt acolo. Și este un proces de verticalizare, de demnitate pe care l-au în acest moment. Pentru scorpioni, analizează mai atent situațiile în care poate n-au fost la înălțime. Și poate că imaginea lor a fost știrbită în fața cuiva sau în fața unui grup de persoane. Și această conjuncție, pe de o parte, îi face foarte lucizi pe scorpion să analizeze aceste posturi în care s-au pus și care n-au fost foarte în regulă, foarte demne, foarte onorante sau nobile. Și pot corecta, dacă au sinceritatea perfectă, pentru a recunoaște și pentru a chiureta acele obiceiuri, ticuri, care păi, cumva îi fac de rușine. Pentru că țin mult sau cumva descoperă. Poate cineva zice ceva, poate cineva evită și cumva ei înțeleg că de fapt nu îi evită pe ei, ci lucrurile pe care le fac, felul în care se comportă și corectează. Pentru săgetători este o conjuncție lună neagră care îi poate ajuta să corecteze foarte multe situații în care poate au avut prea mult aplomb, au fost prea lăudăroși, au pus prea mult reflectorul pe ei, au vorbit mai mult despre ei, au promis, au spus mai mult decât trebuia, cumva au dat prea mult din casă și s-au prezentat într-o lumină mult prea fastoasă. Și dacă lucrurile nu stau chiar așa, atunci acum este momentul să spună da, da, nu sunt chiar așa sau nu fac atâta cât spun sau am promis cam mult, dar de fapt, oricum, au de corectat lucrurile astea. Apoi dacă și-au apărat religia, credința, crezurile, principiile cu prea multă forță, trebuie să facă un pas înapoi, să lase loc și pentru părerile celuilalt, iar dacă nu și-au apărat opiniile și au acceptat convingeri care nu sunt ale lor, e nevoie de sinceritate acum și de clarificare. Pentru Capricorni, conjuncția Soare-Lună Neagră vizează în cazul lor o analiză a oamenilor foarte apropiați sau partenerului de viață, dar cei care n-au partener, a persoanei pe care se sprijină. În primul rând să înțeleagă gusturile, plăcerile și iubirile celuilalt, pentru că din iubire celălalt face lucruri și se duce pe un drum pe care capricornii nu au acces. În al doilea rând, e vorba de lucrurile pe care capricornii spun că nu le pot face, pentru că ei nu sunt în stare sau ei nu au. E vorba de acest eu nu am. Nu am anumite calități, nu am anumite virtuți, deci nu pot face lucruri. Și soarele vine și spune, chiar te-ai uitat atent, chiar nu poți pentru că nu ai sau pentru că n-ai dobândi, dar poți dobândi anumite calități, trăsături de succes. Ia vezi, dacă și tu faci lucrurile alea, pentru că poate alții le fac, nu cumva e bine și pentru tine. Vărsătorii au o conjuncție soare-lună-neagră care îi ajută să sesizeze mai detașat anumite trăsături care nu prea sunt corecte, nu prea sunt în ordine, pe care îi le au și poate e bine să și le modeleze și să și le educe. Un mod de a fi, un mod de a proceda, anumite ticuri, obișnuințe, și e bine să se analizeze un pic mai atent cum dau ei în fața celorlalți și cum se prezintă în fața celorlalți. În plus, este cazul să-și corecteze acele situații în care spune, eu nu mai merit, nu mai am vârsta, nu pot, cine sunt eu să? Și să aibă mai mult aplomb și mai mult curaj în acțiunile lor publice. Pentru pești, atenție la sănătate cu această conjuncție soare-lună-neagră, care poate elucida multe mistere legate de felul în care se simt. Trebuie să facă însă niște investigații holistice din mai multe puncte de vedere și pe la mai mulți terapeuți. Sănătatea are legătură și cu puterea, cu aliurea, cu tinerețea. Deci dacă vor să fie într-o formă bună, e vorba în primul rând de sănătate și trupească și sufletească. Și trebuie să investigheze elementele din viața lor care nu le fac
fac bine. Stil de viață, comportamente, cu cât suflet pun în diverse lucruri și se consumă, dar poate nu mai trebuie să facă lucrurile astea, să le pese de alții, să își facă griji pentru alții, pentru că toată această energie care se pierde în alimentație greșită, frământări pentru diverse aspecte care nu țin de ei, nu le pot corecta, dar ei se frământă totuși. Toate lucrurile acestea le fac rău și dacă vor să se iubească, să aibă grijă de ei, atunci trebuie să oprească această scurgere de energie. Să ne fie bine tuturor!